Bună seara, sunt Rareș Hăbeanu, bine ați venit la Jurnalul de Agricultură, singurul buletin informativ zilnic cu și despre fermieri. Iată care sunt știrile serii. Situație unică în agricultura românească. Ministrul Achim Irimescu a ajuns chiar să-i roage pe funcționarii APIA să-și facă treaba cât mai repede și mai bine pentru ca fermierii să-și poată primi banii din subvenție în timp util. Oficialul este conștient că de reprezentanții APIA depinde ziua în care plățile vor ajunge în contul agricultorilor. 8 aprilie este termenul preconizat pentru ca fermierii din sectorul vegetal să intre în posesia subvențiilor. Prezent aseară în cadrul emisiunii Proiect de Țară de la Agro TV, ministrul Agriculturii Achim Irimescu a recunoscut că a ajuns până în momentul în care a stat de vorbă cu funcționarii Agenției de Plăți și i-a rugat să muncească la foc continuu pentru ca fermierii să-și primească subvențiile cât mai repede. Eu ieri am fost în birourile celor care lucrează pe plăți și le-am spus, i-am rugat colegial, nu de la ministru, la funcționar. Vă rog, efectiv i-am rugat. Și au zis că e primul ministru care face lucrul ăsta, ajutați-mă pentru că pentru mine e prioritar ce? Să vin cu plățile cât mai rapid. Eu orice zi câștig față de 8 aprilie este pentru fermierul meu un avantaj extraordinar, un câștig. Și atunci i-am rugat, lucrați și peste program, lucrați și sâmbătă, duminică, o să vă dau recuperare ulterior, încerc să vă dau și stimulente financiare, numai să reușim să plătim în avans. Liderul agriculturii din România a spus că este foarte greu să recupereze întârzierea acumulată la plata subvențiilor, dar a ținut să precizeze că vina nu este a furnizorului de soft Siveco Timnet, cei care asigură partea tehnică de livrare a banilor. De ce s-a ajuns în situația asta? Nu datorită furnizorului de soft. El a fost alături de mine și în momentul în care eu reușisem să câștig 20 de zile și mi s-a spus, stai, dar dacă apleci procedura asta care ți-ai imaginat-o tu, Irimescule, nu mai respectăm caietul de sarcini, cine m-a salvat? Furnizorul de soft a zis, ok, își asumă el și rezolvă problema și mă mențină în calendar. Deci, în concluzie, deci, dacă nu ne-am făcut lecțiile la timp, atunci a fost întârzierea aceasta și este greu să o recuperezi când n-ai făcut la timp lucrurile. Ministrul Achim Irimescu este așteptat săptămâna viitoare, marți, în Senat pentru a prezenta un raport referitor la situația programelor de dezvoltare rurală și la motivele întârzierii la plata subvențiilor către fermieri. Este inadmisibil să existe un asemenea haos în acest sistem, iar plata subvențiilor europene se întârzie chiar și 6 luni de zile. Este o situație echivalentă cu o situație de criză în agricultură și din câte am înțeles de la Ministerul Agriculturii, pe termen scurt, câteva zile, câteva săptămâni, nici nu există soluție. Drept urmare, întârzierea este inevitabilă. Nu îl acuz pe Irimescu personal. Întârzierea are legătură cu incapacitatea sistemului de a pregăti plățile pentru 2015. El caută soluții de criză, dar criza este generată de guvernul precedent. Trebuie remarcat faptul că sunt țări membre ale Uniunii Europene care au decis să nu le dea fermierilor lor un avans din subvenții, ci să înceapă plățile integrale chiar de pe 1 decembrie. În cazul nostru, fermierii au cerut neapărat un avans din subvenții pentru a-și putea plăti restanțele. Neregulile din agricultura românească au fost subliniate și de directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din județul Ialomița. În cadrul unei conferințe de presă, șeful APIA din județ, Florea Stoian, a vorbit despre fermierii care și-au vândut animalele și cu toate acestea au primit subvenții. Milioane multe s-au dat acestor virtual fermieri cu ajutorul unor medici veterinari concesionari, a recunoscut oficialul. Întreaga declarație o vedeți în materialul următor. Mulți fermieri români trăiesc de pe o zi pe alta, cu una dintre cele mai mici subvenții din întreaga Uniune Europeană. Chiar și în aceste condiții, mulți agricultori, să-i numim descurcăreți, au găsit o portiță prin care să primească sprijin financiar de la Comisia Europeană pentru exploatație, fără să mai dețină în realitate o fermă funcțională. Au fost fermieri care și-au vândut animalele și au primit în continuare bani frumoși. De aici s-a și iscat acea problemă în județul nostru, cu acele 15 exploatații create în mod artificial la nivelul județului și vă dau exemplu, Comuna Giurgeni și Țăndăriu. Da. Acum sunt anchete mari, sunt pe mâna DNA-ului, miliarde multe s-au dat acestor virtual fermieri cu ajutorul unor medici veterinari concesionari, au fost înregistrate exploatațiile și noi ne plângeam că nu avem bani de pensii și salarii
și la nivelul județului Ialomița au fost aproape 3.000 de vaci care au primit subvenții timp de ani de zile. Din păcate, aceste situații nu sunt singurele din România și asta din cauza legislației deficitare, mai ales pentru plata sprijinului financiar din sectorul zootehnic. Practic, sunt mulți fermieri care încasează ani la rând ajutorul național tranzitoriu, plătit din bugetul de stat, fără a mai avea animalele în fermă, ci doar pe baza înregistrării unui efectiv la o dată prestabilită, ultima fiind 31 ianuarie 2013. Ședința de lucru de ieri de la Ministerul Agriculturii nu a mers deloc bine pentru Federația Crescătorilor de Bovine. Claudiu Frâng, președintele FCBR, se consideră principalul vinovat pentru situația în care s-a ajuns, motiv pentru care la adunarea generală a Consiliului Director ce va avea loc mâine, se va discuta cu mandatul pe masă. Dacă va fi nevoie, îmi voi da demisia din funcția de președinte, a recunoscut Frâng în ediția de aseară a Jurnalului de Agricultură. Chiar dacă sectorul vegetal a ieșit mulțumit în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, pentru reprezentanții sectorului zootehnic, întâlnirea s-a finalizat foarte prost. Este una dintre cele mai negre zile ale mele de când particip la aceste discuții și vreau să spun cu toată responsabilitatea că principalul vinovat pentru tot ceea ce este s-a întâmplat astăzi în Ministerul Agriculturii sunt eu personal. De ce? Și știu bine ce spun. Și ce mi-asum? Pentru că acum 3 săptămâni de zile când am fost forțat și eram cât aici să marșez și eu și la intenția de protest al crescătorilor de bovine din România față de plăți, față de Ordinul 619, de situația creată, eu am fost cel care m-am împotrivit pe motive foarte obiective, zic. Din 2009 am reușit crescătorii de bovine întotdeauna prin negocieri și ne cunoaștem de multă vreme, foarte bine justificate și foarte bine argumentate, să ținem oamenii acasă și să nu-i ducem în stradă. Din păcate, după atâtea zile de discuții și argumente, nu din cauza crescătorilor sau asociațiilor, ci din cauza ghidului legislativ din România, s-a distrus tot ce am construit în ultimii 10 ani. A recunoscut în ediția de aseară a Jurnalului de Agricultură liderul crescătorilor de bovine. Nu este vina asociațiilor profesionale de fermieri care au făcut treabă și, repet, care nu și-au bătut joc de bani, care nu și-au bătut joc de membri asociați, că până la această dată decidenții din România, începând cu Parlamentul României, cu Guvernul României, n-au fost în stare să le pună cadrul legal la dispoziție să respecte prevederile ordonanței 3 să se transforme în cooperative. În urmă cu 3 săptămâni, când crescătorii de bovine erau la un pas să iasă în stradă pentru a-și striga nemulțumirile, Claudiu Frâng i-a liniștit, încercând să facă tot posibilul pentru a rezolva lucrurile pe calea amiabilă. Dacă îi lăsam pe colegii mei să facă ceea ce au vrut acum 3 săptămâni și nu mă opuneam atât de vehement în ultima adunare generală care am avut-o, astăzi poate nu eram în situația care suntem. Mi-o asum și sigur că o să mă pun la discuția colegilor să decide ce fac cu mine în continuare. Dacă va fi nevoie, să știți că am atâta onoare și demnitate să-mi dau și demisia din funcția de președinte. Am mai fost pus în situația asta că mi s-a închis ușa la minister, că mi s-a spus în felul următor la colegii mei. Dacă mai vreți să intrați în minister, aveți o singură șansă, îl dați afară pe Frâng. De actual din Ministerul Agriculturii. Și colegii n-au vrut să plec. Discuțiile între reprezentanții industriei alimentare și Ministerul Mediului capătă din ce în ce mai multe scântei. La întâlnirea de lucru de ieri, ce a avut ca subiect principal reciclarea deșeurilor de ambalaje, reprezentanții Romalimenta și Proagro au părăsit discuțiile, întrucât soluția de blocare a situației vizau anul 2016 și nu penalitățile pe care producătorii trebuie să le plătească pentru anul trecut. În ediția de aseară a Jurnalului de Agricultură, președintele ProAgro, Emil Dumitru, a explicat de ce a părăsit discuțiile cu reprezentanții Ministerului Mediului pe tema reciclării ambalajelor. Eu mi-am exprimat în primul rând nemulțumirea față de modul în care doamna secretar de stat Lupu a făcut o convocare în care a convocat pe lângă federații reprezentative din industria agroalimentară românească, societăți comerciale, organisme de transfer a responsabilității care sunt efectiv OTR-urile astea, care sunt unele dintre ele urmărite penal și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, o astfel de abordare, în condițiile în care la întâlnirea din 8 februarie
domnii viceprim-ministri Borg și Dâncu au înțeles importanța unei decizii pe care guvernul trebuie să o ia, pentru că nu este culpa producătorilor din industria agroalimentară. Mie mi s-a părut că astăzi nu s-a vrut altceva decât o ședință festivistă în care, ba mai mult, dacă se putea, ne puneau pe noi pe coș de nucă că nu i-am urmărit pe OTR-uri să-și realizeze contractele. Este inadmisibil cum se prezintă un minister care are probleme pentru că a inițiat o legislație aberantă în 2015 și trebuie ca noi să plătim niște sume care n-ar trebui să le plătim. Și pentru lucrul ăsta o să mai facem un efort lung și să aducem la cunoștința domnului prim-ministru aceste aspecte, iar dacă nu suntem înțeleși, o să reluăm ultima formă pe care ne mai rămâne a democrației, un mare protest. Aceeași măsură de a părăsi discuțiile au abordat și reprezentanții RomAlimenta prezenți în ședința de la Ministerul Mediului. Organizarea defectuoasă. În primul rând, invitația la foarte mulți oameni, au fost în jur de 50 de oameni, nu se poate face un dialog cu 50 de oameni, este imposibil. Marea parte dintre cei de acolo nu știm cine suntem. Discuțiile erau firmate de un ONG pe care nu-l cunoaștem, nu știm cine l-a invitat și nu le știm de ce trebuiau firmate discuțiile, mai ales că era un ONG prieten al ministerului. Deci, părerea noastră sinceră, au fost executate, au fost organizate execrabil și pricinos. Nu s-a dorit o rezolvare, s-a dorit o arătare a pisicii eventual, iar domnii de la Ministerul de Mediu nu au cunoștință despre dialog social și organizarea acestei chestii. Pierdeam timpul, efectiv pierdeam timpul. S-a discutat de grupuri de lucru pentru schimbările modificări, schimbări legislative. Dar, evident, pentru ce se va întâmpla de ieri încolo, ca să zic așa, da? Ordinul privind licențierea sau autorizarea ambalajelor deja este pe site-ul Ministerului Mediului, deci s-au făcut niște pași, mai că dânsii doresc în mod deosebit, sau doreau ieri, să se ia o decizie finală în ceea ce privește situația existentă pe piața ambalajelor pentru anul 2015. Numesc contribuția la administrația Fondului de Mediu pe care o au de plătit, da? Și atunci, pentru că, dar aceasta nu este o decizie doar a Ministerului Mediului, trebuie, așa cum i s-a spus și pe data de 8 februarie, când au participat la o ședință la guvern, cu mare parte din guvernul României, reprezentanții guvernului, este o decizie care trebuie luată de mai multe ministere și probabil că de aceea au plecat. Reprezentanții RomAlimenta au înaintat un document către premierul Dacian Cioloș prin care îl înștiințează de organizarea precară de care au dat dovadă cei din Ministerul Mediului, dorind o altă întâlnire restrânsă în care să participe doar membrii reprezentativi din acest sector pentru rezolvarea acestei probleme. A început organizarea în care să fim prezenți maxim 15 oameni, 10 ar fi mai bine, reprezentativ pentru ceea ce se discută la ora actuală și să fie o discuție flexibilă și o discuție rapidă. Da. Și dacă vreți o chestie bună, România nu intră în infringement. E o minciună. Deci termenul pentru realizarea cantităților este 2020. Termenele interne care le-a fixat România nu au legătură cu infringementul. Deci până în 2020 nu se poate vorbi de un infringement. Dacă ar fi stat până la sfârșitul ședinței, ar fi văzut că asta s-a și decis. Invitațiile nu au fost făcute într-un mod aleatoriu, ci au fost făcute pe baza înregistrărilor unor solicitări scrise de la toată lumea care a participat ieri pe parcursul ultimelor săptămâni. Deci foarte multe asociații profesionale sau patronate sau organizații de transfer de responsabilitate sau producători sau colectori sau valorificatori au solicitat întâlnirea aceasta. După care acum am decis care dintre dânsii, am anunțat care sunt modificările legislative ce urmează să facă, vom pune probabil astăzi mai târziu sau în cursul de mâine un calendar al grupurilor de lucru și sigur că da, ele vor fi număr mai, nu numărul de grupuri, ci numărul de persoane care participă la fiecare grup, va fi mai mic, evident, nu se poate lucra cu atâta lume. Însă a fost întâlnirea prin care le-am explicat ceea ce am considerat necesar a schimba legislativ și să mai colectăm, dacă
mai simt dânsii nevoia de oarece corecții legislative și pe care dintre actele normative să putem vorbi. Tensiunile dintre industrie și autorități au început în luna septembrie a anului trecut, când DIICOT a efectuat 59 de percheziții la societăți comerciale și persoane fizice bănuite că ar fi desfășurat operațiuni fictive cu deșeuri de ambalaje în București și alte 11 județe ale țării. Cu alte cuvinte, aceștia au fost acuzați că au raportat reciclarea unor cantități de deșeuri mai mari decât cele reciclate în realitate. Prejudiciile erau estimate la 54 de milioane de euro. Ca urmare a acțiunilor desfășurate, Fondul de Mediu a aplicat o serie de amenzi reciclatorilor și a solicitat corectarea rapoartelor falsificate până pe 25 ianuarie 2016, dată la care producătorii trebuiau să depună la AFM declarațiile privind cantitățile colectate în anul 2015, motiv pentru care s-a introdus o penalitate de 2 lei pe kilogramul de ambalaj pentru fiecare producător care nu a respectat regulamentul. Se aplică măsuri excepționale de sprijin pentru organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor. Guvernul alocă peste 2 milioane de lei, bani prin care se vor acoperi pierderile cauzate de embargoul rusesc pe aceste două filiere. Printr-o hotărâre adoptată la ședința săptămânală de guvern, executivul a alocat suma de 2,3 milioane de lei pentru plata unui sprijin financiar destinat producătorilor de legume și fructe. Fondurile sunt asigurate din Fondul European de Garantare Agricolă prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pentru 2016 se anunță printr-un comunicat oficial. Sprijinul este destinat acoperirii unei părți din pierderile suferite de producătorii agricoli de legume și fructe, ca urmare a retragerii de pe piața a produselor în perioada 8 august-18 septembrie 2015, în contextul crizei cauzate de embargoul impus de Rusia. Măsurile temporare de sprijin se aplică pentru o cantitate de 3.000 de tone, potrivit normelor stabilite printr-un regulament european care stabilește măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar. Plățile se vor face prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură până pe 30 septembrie 2016, transmite executivul. Peste 130 de miliarde de euro este valoarea record pe care Uniunea Europeană a obținut-o din exportul produselor agricole și alimentare în anul 2015. Potrivit datelor furnizate de Comisia Europeană, s-a înregistrat o creștere cu 6% comparativ cu anul precedent. Cel mai mult s-au exportat cereale, vinuri și animale vii. S-a încheiat un an foarte bun pentru Uniunea Europeană când vine vorba de exporturi. Uniunea a înregistrat o creștere de 6% față de anul 2014, ajungând la valoarea totală de 129 de miliarde de euro, grație în special performanțelor solide înregistrate în cazul cerealelor, vinurilor și animalelor vii. Creșterea de 6% înregistrată la exporturile de produse agricole și alimentare ale Uniunii Europene a fost devansată însă de importuri, care au ajuns până la 113 miliarde de euro. În consecință, balanța comercială a Uniunii la capitolul produse agricole și alimentare a înregistrat în anul 2015 un excedent de 16 miliarde de euro. Pe categorii de produse, valoarea exporturilor a crescut în special în cazul cerealelor, altele decât grâul, unde s-a înregistrat o creștere de 1,2 miliarde de euro, sau 68%, comparativ cu valoarea din anul 2014. De asemenea, valoarea exporturilor de animale vii a crescut și ea cu 486 de milioane de euro, sau 25%, precum și pentru bere, ape minerale și băuturi răcoritoare. În schimb, s-a înregistrat o scădere a valorii exporturilor de 843 de milioane de euro, sau 17% comparativ cu anul 2014, în cazul laptelui praf, un declin de 341 de milioane de euro, în cazul fructelor proaspete și o scădere de 3% sau 120 de milioane de euro, în cazul valorii exporturilor de brânzeturi. Aceste scăderi au fost cauzate fie de embargoul introdus de Rusia, fie de scăderea cererii chineze pentru produsele lactate. În topul piețelor de export ale Uniunii Europene se regăsește Statele Unite ale Americii cu o creștere de 18,5% și China cu o creștere de 39%, care a devenit astfel a doua destinație de export, precum și alte piețe cheie, precum Arabia Saudită cu 34% creștere și Turcia cu 20% creștere. În ceea ce privește importurile de produse agricole și alimentare în Uniunea Europeană, s-au înregistrat creșteri deosebite în cazul valorii importurilor din Turcia, Statele Unite și China.
Bun, știrile se opresc aici. În această seară vom discuta despre problemele din sectorul creșterii păsărilor. Tocmai de aceea, alături de mine se află domnul Ilie Van, președintele Uniunii Creștătorilor de Păsări din România. Bună seara, domnule Van! Vă mulțumesc în prezența în această seară. Mulțumesc pentru invitație. Nu pot să încep decât făcând un apel la știrile pe care tocmai le-am văzut. Știu că aveți o bună parte din membrii dumneavoastră au și terenuri pentru a-și produce cereal și a-și produce furajele. Și vreau să vă întreb cum se resimte în sector această lipsă, această întârziere majoră a banilor din subvenție. Vedem situația, pare că se complică de la o zi la alta. Ministrul Agriculturii spunea ieri aici în platou că aproape că îi roagă pe cei de la APIA să-și facă datoria și să dea odată banii. 8 aprilie rămâne această zi. Laurențiu Baciu, președinte la APAR, spunea că și 15 aprilie, după părerea lui, ar fi o dată bună la ce harababură este acum la APIA și în minister. Da, în sectorul nostru se simte și mai acut decât în sectorul vegetal, pentru că ei au mai primit un avans toamna trecută. Sectorul zootehnic n-a primit niciun avans. Deci, la ora actuală, cei care au pământ și l-au cultivat pentru producția proprie de cereale, pentru a le folosi în furaje, bineînțeles, nu au primit niciun avans și așteaptă, bineînțeles, aceste sume care sunt binevenite pentru înființarea culturilor de primăvară și toate celelalte activități agricole. Deci sunt afectați și rugămintea așa noastră a fost ca să se grăbească, să se urgenteze aceste plăți. Da, vom vedea. Ați avut discuții cu ministrul sau cu cei din minister și aici vă întreb și ca o părere de specialist, în sensul în care ați fost cel puțin la Bursa Zvonurilor la un moment dat și pe lista scurtă de posibile numiri ca ministrul al Agriculturii. Am văzut presa a dat la un moment dat aceste lucruri. Nu, e prima oară când aud treaba asta. Nu, am citit în presă. Dar asta are mai puțină importanță. Important este că pe unde am avut ocazia să o spunem, am spus-o și am tras semnalul de alarmă că fermierii au nevoie de aceste sume. Sigur, România, spre deosebire de alte țări membre ale Uniunii Europene, a plătit un avans. Dacă s-a angajat că plătește acest avans, trebuia să-l plătească la toată lumea. Nu l-a plătit la toată lumea, decât la circa 600.000 de fermieri din 700 sau 700 ceva de mii de fermieri. Printre cei care n-au primit aceste avansuri au fost cei din zootehnie. În sectorul avicol noi avem cam 20-30% din ferme care au și teren. Își produc cereale, o parte din cereale, unele își produc în totalitate, altele numai parțial, dar își cultivă terenul și era bine să fi fost ajutate cu aceste plăți în avans. Din păcate nu s-a întâmplat așa, știu că la un moment dat colegii mei au solicitat să facem intervenții la autorități pentru a grăbi aceste plăți. Am solicitat și noi un termen, ni s-a spus martie inițial, acum aud de 8 februarie, probabil 8 și 8 aprilie, probabil și 15 aprilie e bine. Nu mai să înceapă odată. Nu mai să înceapă odată. Ar fi fost bun pentru dumneavoastră, evident că ar fi fost, bănuiesc, bine pentru creștorii de păsări, dar în general credeți că ar fi fost bine să se meargă pe exemplul Germaniei și să se dea, să se renunțe la avans și să se dea de la 1 ianuarie să înceapă să se dea plățile integrale o singură tranșă? Nu am garanția că dacă se renunța la avans la 1 decembrie se puteau începe toate plățile. Atâta timp cât a fost problema de soft, de da. Bine, problema, alte aspecte, putea să se întârzie foarte bine și plata integrală, poate nu o lună, poate două, nu știu. Dar oricum, cred că plata avansului, așa cum s-a plătit, a fost binevenit. Din păcate, nu s-a putut face pentru toată lumea. Și acolo au fost întârzieri. Și acolo au fost întârzieri. Măcar să se facă în continuare cât mai repede posibil. Da, pentru că au spus ministrul Achim Binescu, a spus acele module care s-au făcut pentru avans nu fac parte sau sunt o mică parte din cele care s-au făcut, se fac pentru plata integrală și s-a pierdut timpul cu acele module când se putea folosi timpul să facem programul softul complet pentru direct, pentru a face aceste virări de bani. Eu cred că trebuia să se cunoască mai de mult acest program și să se lucreze din timp pentru realizarea lui, că modulat, că nemodulat, nu sunt, astea nu sunt scuze. După părerea mea, nu este o scuză că o
softul n-a funcționat și că n-a fost modulat sau că trebuia să se facă din timp, lucrările trebuia să fie terminate la timp și oamenii să-și primească banii pentru că agricultura nu așteaptă. Bun, luăm o foarte scurtă pauză, după care revenim cu discuția aici în platou. Rămâneți cu noi.